Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Petrecere de top în București cu ocazia zilei de naștere a lui Adrian Minune, care a împlinit 45 de ani. De altfel, a fost o dublă sărbătoare, deoarece celebrul artist a și fost nașul de botez al fiicei creatoarei de modă, Cristina Oaie. Carmen Minune și soțul Bogdan Căplescu au fost întâmpinați la intrare de părinții artistei. Carmen Minune și-a rărit considerabil aparițiile publice de când a devenit mamă. La mulți ani pentru tatăl tău! Mulțumesc, mulțumesc din suflet! E un moment emoționant pentru tine, pentru întreaga familie. Foarte emoționant! În fiecare an, când tatăl meu mai pune așa încă un an la jurnalul lui de viață, e așa de emoționant pentru că realizez că timpul se scurge ușor, ușor, știi? Și trebuie să prețuiești fiecare moment alături de părinții tăi. Câteva impresii ale fiicei despre bunicul Adrian Minune. Ca bunic, este genul de bunic care dacă stă mai mult de 3 minute lângă bebe, începe să plângă. E genul de bunic care dacă îl sun cu FaceTime, ține camera orientată spre altceva ca să nu-i văd fața, că iar se emoționează. E genul de bunic care oriunde se aduce în lumea asta, la shopping sau whatever, vine acasă cu valize pentru bebe. E genul de bunic care are în sufletul lui o dependență față de noi, față de familia lui, față de nepoțica lui. Interpreta este mândră de modul cum s-a recuperat după naștere. Am recuperat foarte repede pentru că nu m-am îngrășat foarte repede și schimbările au fost doar în zona abdomenului unde s-a aflat bebe, dar n-a fost greu pentru că, ți-am zis, cred că e vârsta potrivită, de fapt, pentru copii. Că uite ce repede se revive. Am îngrășat 12 și am slăbit 10, dar asta acum o lună. Acum o jumătate de lună am văzut chestia asta. Adică cred că acum am mai puțin, am vreo 48 așa. Aveam 60 în sarcină. Carmen nu ține morțiș ca soțul ei să devină un tip mediatizat. Cred că e mai discret, este baza noastră, e spatele nostru, omul care e acolo tot timpul. Când veți face nunta cu nunia religioasă? Nu știu, mai e nunta, cu nunia am făcut-o aia la primărie, mai e botezul, în octombrie e ziua lui, în decembrie e ziua mea, deci anul ăsta avem multe de făcut. Și botezul? Botezul va fi, cred că la anul, pentru că bebelușa e încă mică și se pare puțin dificil acum pentru ea. Plus că vremea de afară e cam rece și aș prefera pentru bebelină să fie mai cald. Să vină primăvara, vara, vedem! Cunoscut drept un playboy al capitalei, Gianni Chiriță a venit singur la petrecere. Ai scăpat de amărinșe, mi-a la distracție, la cum arăși tu, Adrian Minune. E normal, unde-i distracție, sunt și eu. Cum te simți, mă, că ești înconjurat de prieteni, de femei? De prieteni, normal că sunt și femei, dar tu ești bandit și ai băgat și femei pe lângă. Da. Ei, asta e, cine știe, poate că în seara asta vei avea un succes, ca de fiecare dată de altfel. Stai cu ochii pe mine! Adrian Minune preferă mâncarea tradițională. La mulți ani, Adrian, să-ți dai o sănătate! La mulți ani! La mulți ani! 45 de ani? E mult? E puțin? Cum te simți? Deocamdată mă simt bine. De aici încolo începe să scârție. Ești inepuizabil, după cum te văd. Nu știu, mai vedem. Vedeți clipa și secunda. Și de acum dublăm, trăim de două ori mai mult.
Carmen spunea că ești un bunic foarte, foarte atent și foarte, foarte sensibil. Se pare normal, nu? La 45 de ani să fii bunic este ceva frumos. Da, și spunea că ori de câte ori te întorci din deplasări, de la spectacol, din turnee, vii cu brațele încărcate de cadouri. Normal, pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru... facem noi pentru altă lume, dar pentru familie. Soția lui Adrian, Cathy, este sinceră și recunoaște că într-o căsnicie nu întotdeauna lucrurile sunt roz. De câți ani sunteți căsătoriți? De 27 de ani. A fost cu de toate. Și frumoase, și urâte, și rele, și bune. Așa a fost. Din postura de bunică? În postura de bunică, să știi că mă simt tot foarte tânără. Am o nepoțică divină. O iubesc mai mult decât pe copiii mei. Am o inimă mai mare decât toată România. Sunt foarte fericită, sunt mândră de copiii mei, mă bucur din tot sufletul meu că munca mea a dat rezultate foarte bune și că ai mei copii au urmat sfaturile mele și susținerea pe care l-am oferit-o eu a meritat.